Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator. 11 oameni au fost răniți într-un teribil accident rutier, un autoturism și un microbus s-au ciocnit frontal. În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite, șoferița autoturismului a murit, deși medicii au încercat 10 de minute să-i salveze viața. Accidentul s-a produs pe drumul național 65 în localitatea Albota. Un autoturism care era condus de o șoferiță care a pătruns pe contrasens a lovit frontalul microbus care transporta muncitori la o fabrică de mezeluri din Pitești. Era coloană de mașini pe partea asta, a ieșit în coloană și s-a băgat drept în fața mea. După. S-a băgat în depășire și eu veneam din partea dinspre Costești. Primele cercetări indică faptul că un autoturism care se deplasa în direcția Pitești către Slatina nu ar fi adaptat viteza și ar fi pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un microbus de transport persoane. Cauza exactă a accidentului va fi stabilită în urma finalizării cercetărilor. În urma impactului, cele două femei care se aflau în autoturism, surori de 28, respectiv 24 de ani, au rămas încarcerate. Intervenția a fost destul de dificilă, datorită șoferiței care a fost încarcerată în SEAT, prinsă între fiarele contorsionate, dintre bord și scaun. Șoferița autoturismului a fost în stop cardiorespirator, dar medicii echipajului de terapie intensivă mobilă au reușit să o stabilizeze. A fost transportată de urgență la spital. Șoferița autoturismului, respectiv, a fost găsită în stop cardiorespirator, am resuscitat-o în 11 minute și a reluat ritmul de bază. Deși medicii au depus toate eforturile pentru a-i salva viața tinerei, aceasta a murit la câteva ore după accident. Alte 10 persoane au fost rănite în urma impactului dintre cele două mașini. De un sfârșit tragic a avut parte și un tânăr de 21 de ani din Budeasa. Băiatul a murit strivit după ce a fost agățat de un utilaj de făcut baloți. Totul s-a întâmplat chiar în curtea familiei sale. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Tânărul de 21 de ani lucra în grădina casei sale din localitatea Budeasa. A trecut prea aproape de balotiera cu care făcea baloți de paie, iar mașina l-a tras înăuntru și l-a omorât pe loc. Toată scena de groază s-a petrecut sub ochii mamei băiatului. Am văzut în fața mea când l-a prins și n-am putut nimic să mai fac. În două secunde l-a fost terminat în două secunde, trei. A trecut prin fața, ea mergea ca să oprească, că terminase un rând lucernă de făcut și atunci l-a prins dinții. Femeia a leșinat de două ore, a avut nevoie de îngrijirile angajaților de la Smurt pentru a se liniști. Și a muncit, Doamne, n-a fost să fure, n-a fost să facă nimic. Vecinii au fost șocați la auzul că băiatul a murit, îl cunoșteau ca fiind un tânăr muncitor. Tot vecinii spun că băiatul își cumpărase mai multe utilaje agricole tocmai pentru a munci ca să-și întrețină familia. Eu sunt un băiat tânăr, frumos, deștept, cu minte, foarte cu minte. Când era acasă, se ocupa cu familie, cu tată, cu mami. La fața locului au ajuns un echipaj de la pompieri și descarcerare și medicii au ajuns la locul incidentului, dar nu au mai putut face nimic pentru tânăr. Nici eu nu am mai putut în traumat de complex. Pacientul a fost prins și strivit de către un utilaj care a provocat decesul cu multiple amputații. În momentul sosirii la locul intervenției am constatat că nu mai era necesară intervenția noastră deoarece persoana nu mai era prinsă în utilajul agricol, aceasta fiind declarată decedată de către medicul de pe ambulanță. Mama spune că băiatul era stârpul familiei. Datorită muncii lui, toți trăiau mai bine în ultimul timp. Singura consolare a femeii a rămas acum sora băiatului. Organizația din Argeș a Partidului Social Democrat a organizat sâmbătă un meeting de susținere a guvernului Sorin Grindeanu. Mii de argeșeni au fost cu această ocazie în piața Vasile Mirea din Pitești pentru a-și arăta sprijinul față de actualul executiv. Aproximativ 5.000 de oameni au participat la meetingul de susținere a guvernului Grindeanu la Pitești. Aceștia cer ca în continuare executivul să pună în aplicare măsurile pe care le-a promis în timpul campaniei electorale. Oamenii au solicitat și demisia președintelui Klaus Iohannis. De ce ați ales să ieșiți în piața Vasile Mirea? Am ales să ieșim în piața Vasile Mirea, să ne apărăm votul, să apărăm guvernul Grindeanu. Ca să susținem pe domnul Grindeanu și guvernul Dâmpului. Sunteți mulțumiți de deciziile luate până acum de guvern? Da, sunt foarte mulțumit. Suntem prezenți într-un număr atât de mare pentru că noi, argeșenii, așa cum am votat la 11 decembrie, susținem guvernul Grindeanu. Suntem în număr aici atât de mare, nu pentru a manifesta împotriva cuiva, pentru că s-au adus aici acuze domnului președinte Iohannis, rugându-l pe acesta să respecte Constituția. Miile de susținători ai guvernului Grindeanu au jucat și Hora Unirii.
După aproximativ o oră de manifestație, oamenii au părăsit piața. Concert de excepție la Centrul Multifuncțional, laureații concursului național Mihail Jora au susținut câte un recital extraordinar în fața a sute de argeșeni care au ținut să fie în fața unora dintre cei mai mari muzicieni ai țării. Evenimentul a fost organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș și face parte dintr-un turneu internațional. Da, un turneu internațional care include orașe ca Paris, Londra, Oslo sau Berlin. De data aceasta, laureații concursului Mihail Jora s-au oprit și la Pitești. Astfel, pe scenă au urcat soprana Gloria Tronel, tenorul George Virban, violoncelistul Cornelius Zirbo, dar și pianistul Dimitri Malinian. Astfel, spectatorii au audiat capodopere ale muzicii clasice, aparținând unor compozitori celebri precum Mozart, Verdi sau Prokofiev. Printre invitații s-au aflat și reprezentanții ai oficialităților, oameni de afaceri, personalități din cultura și mediul academic argeșean, dar și alți iubitori ai muzicii culte. Global Village, un eveniment inedit organizat de câțiva tineri, un eveniment care a devenit o tradiție pentru organizația AESEC. A avut loc într-un centru comercial de la ieșirea din Pitești. Tinerii prezenți la Târgul Culturilor au avut parte de momente artistice specifice fiecărei țări reprezentate și care a participat la Global Village. Global Village sau Târgul Culturilor este organizat de AESEC la finalul unui proiect în care elevii intră în contact cu traineri din diferite țări. GROW este un proiect dedicat elevilor de liceu în cadrul căruia aceștia învață să se descopere pe ei înșiși și cum să-și folosească abilitățile. Au fost mai multe grupuri care au pregătit momente artistice specifice țărilor participante în cadrul proiectului. Proiectul GROW, în cadrul căruia s-a derulat și Târgul Culturilor, se desfășoară din 2011. A devenit deja o tradiție pentru AESEC organizarea Global Village. În fiecare an sunt în jur de 200 de elevi participanți. CS Mioveni a terminat cu o victorie, perioada de pregătire de iarnă. Trupa lui Alexandru Pelici a câștigat cu 3-0 amicalul de sâmbătă cu ACS Hărman. Vineri, Mioveniul va juca în campionat acasă cu Dunărea Călăraș. Golurile victoriei Miovenului au fost marcate de Staicu, minutul 30, cu un șut din lateral, Alin Popa cu capul după o centrală lui Rădescu și Șchiopu după un corner. Acesta a fost al 7-lea meci amical al iernii, CS Mioveni înregistrând în această perioadă următoarele rezultate: 2-0 cu Cetate Râșnov, 1-0 cu Celuloza Zărnești, 1-2 cu Chindia Târgoviște, 0-1 cu ACS Sirineasa, 4-0 cu Viitorul Domnești și 3-2 cu Metaloglobus București. Concluziile le-am tras după fiecare joc în parte, nu neapărat după acest joc. În linii mari suntem în grafic, mai puțin accentarea lui Edi Stoica care ne dă un pic bătăi de cap, dar mă bucur că reușim să găsim soluții în cadrul echipei și sperăm ca cei care vor intra să-l suplinească cu succes. Avem nevoie de victorie în primul joc și sperăm să o obținem, să începem cu dreptul ceea ce a mai rămas de jucat din acest campionat. Mioveniul va debuta în returul ligii a doua, vineri, acasă cu Dunărea Călăraș. SCM Pitești a disputat cel de-al 6-lea meci de verificare din perioada precompetițională. Echipa pregătită de Nicolae Dică a învins cu 3-0 pe terenul sintetic de la Bradu pe CSU Craiova 2, colega de serie a albioleților din Liga a 3-a. Golurile argeșenilor au fost marcate de Costin Stoica, Marius Albu și Leonard Manole.
Încă din primele minute ale partidei, SCM Pitești a pus presiune pe adversar, iar ocaziile de gol nu au întârziat să apară. Avioleții au deschis scorul cu 6 minute înainte de finalul primei reprize prin Costin Stoica. Atacantul venit în această iarnă de la CSM Râmnicu Vâlcea a trimis cu capul în plasă la o lovitură de colț. 2 minute mai târziu, echipa din Trivale și-a dublat avantajul prin Marius Albu. Partea secundă a partidei a fost la discreția piteștenilor, care au mai înscris încă o dată prin Leonard Manole. A fost un antrenament bun, suntem bucuroși că am terminat cu bine, sănătoși și că am câștigat. Ați întâlnit o echipă destul de arțăgoasă, putem să spun. Da, o echipă foarte bună, foarte tânără și s-a văzut în teren. Noi am avut mai multă experiență și am câștigat. Ai reușit să și marchezi azi. Da, am marcat, sunt bucuros și sper să fac în continuare cât mai bine, să jucăm și să promovăm. Da, un test util cu o echipă bună. Liderul seriei cred că vor promova la PAS, o echipă puternică, un joc frumos. Sunt mulțumit de implicarea jucătorilor mei și sper să întâlnim echipe puternice pentru a vedea la ce nivel ne situăm. Handbalistele de la SCM Pitești au obținut o nouă victorie în campionat. Echipa pregătită de Paul Mihăilă și Victor Neagu a învins cu 24-21 pe CSO Plopeni. Confruntarea cu prahovencile a fost una destul de echilibrată, iar diferența dintre cele două echipe s-a făcut în partea secundă a întâlnirii. La pauză, cele două echipe erau la egalitate, însă după revenirea de la vestiare, argeșencile au forțat desprinderea decisivă pe tabelă. În urma acestui succes, SCM Pitești se menține pe locul 4 al clasamentului cu 31 de puncte acumulate în 15 runde. Ambalistele noastre vor avea duminică o misiune extrem de grea pentru că vor întâlni în deplasare pe CS Rapid, liderul seriei. Echipa de volei feminină a Piteștiului nu se regăsește în acest an. SCM Pitești a pierdut un nou meci de campionat după ce a cedat cu 3-1 la seturi în deplasarea de la CSM Lugoj. În urma acestui rezultat, gruparea din Trivale rămâne fără victorie în 2017, având 5 meciuri pierdute din tot atâtea jucate. În urma acestui eșec, SCM Pitești a rămas pe locul 10 cu 14 puncte adunate în 18 runde, iar CSM Lugoj a urcat pe locul 7 cu 23 de puncte, cu 3 mai puțin decât Unic Piatra Neamț, ocupată locului 6, ultima care asigură prezența în prima grupă valorică a campionatului. Voleibalistele Alviolete sunt condamnate să câștige meciul de sâmbătă de pe teren propriu cu CM Craiova, lanterna roșie a diviziei A1 de volei feminin. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 1, urmează Acces Direct. Noi ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!